Invitați la eveniment au fost reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, precum și ai Direcției Generale pentru Învățământul în Limbile Minorităților și Uniunii Democrate a Turcilor din România. La începutul fiecărui an, profesorii de limba turcă se reunesc pentru a realiza un bilanț al activităților. În momentul de față, sunt 220.000 de elevi care învață într-o formă ori integral, ori dar limba maternă. Potrivit unui raport de activitate al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în anul școlar 2013-2014 au predat disciplinele limba și literatura turcă și religia islamică 60 de cadre didactice. Bizler, sizlerden aldığımız sıkıntıları kime sesleneceğiz? Bize destek veren ve devamlı destekçimiz olan hem manevi hem maddi destekçimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sesleneceğiz ki kendileri de burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temsilcileridir. Dânsul este în permanență informat asupra dificultăților pe care le întâmpinăm, deoarece statul turc ne-a sprijinit întotdeauna, atât moral cât și material. Este o consfătuire atipică, un moment mai rar întâlnit la consfătuirile pe specialități, așa cum se întâmplă în fiecare județ în România. În această zi este un caz mai fericit, pe care, sincer, mi l-aș dori să-l regăsesc la toate celelalte discipline, în care, pe lângă profesorii de specialitate, sunt prezenți doi subprefecți, reprezentanții guvernului în teritoriu. Consfătuirea de la Megidia a urmărit și o mai bună desfășurare a predării religiei islamice. Aproximativ 5.000 de elevi studiază religia islamică și peste 3.600 învață limba turcă. Oficialii spun că se dorește continuarea creșterii calității procesului instructiv-educativ.